Bună seara, un bun, oriunde te-ai aflat. Sunt Emil Simionescu și spun bine ai venit în lumea terifiantă a crimei. Fie că este psiholog criminalist, avocat, medic legist sau procuror, fiecare dintre colaboratorii noștri permanenți este pregătit să intre în mintea criminalului. Fii alături de noi și împreună vom afla ce l-a determinat să apese trăgaciul armei. În câteva momente, doar la Psihologia Crimei. Bună seara, un bun, oriunde te-ai aflat. Sunt Emil Simionescu și spun bine ai venit la emisiunea Psihologia Crimei. Suntem în platou cu toții, distinsul profesor psiholog criminalist Dorelu Doi, de asemenea distinsul avocat conferențial universitar Cloca George Domnilor, bine ați venit. O ediție incendiară. De data aceasta ne vom referi cu toții la două cazuri celebre în România, cazuri care au făcut istorie. Începem cu primul dintre ele. Și a început seria crimelor în 1970. A intrat la facultatea de medicină veterinară, pe care n-a reușit să o absolve niciodată, din simplu motiv că, cel puțin așa susțin profesorii, era un semi-analfabet. 6.000 de oameni au fost mobilizați în prinderea lui, imediat după ce s-a aflat de faptul că este suspectat de mai multe asasinate. A fost supranumit Vampirul din București, la vremea respectivă. Își are locul lui bine meritat, sau poate deloc bine meritat, în istoria crimei din România. Și figurează în, pe locul 4, în top 10 ucigași celebri din România. Este vorba de Remarque. Caz care nu mai necesită poate niciun fel de prezentare, dar care, în seara aceasta, va fi disecat de către distinsul profesor și distinsul avocat. Din păcate, deși v-am obișnuit ca emisiune de emisiune să existe un documentar video, un material cu referire directă la ceea ce urmează să fie dezvoltat în emisiune, iată că, de data aceasta, lipsa atât a fotografiilor, care sunt extrem de puține, cât și a, mai ales a materialelor video, ne împiedică să realizăm un astfel de material. Mizăm pe faptul că e prea cunoscută istoria lui Romano și atunci atacăm direct subiectul. Domnule profesor, am venit cu domnia voastră și am să vă rog să încercăm să creionăm în câteva frânturi de condăi atât de caracteristice domniei voastre, profilul psihologic al unor astfel de fapturi. Problematica aceasta a factorilor infracționale care au obiectivat cariera lui Râmaru a fost, așa cum și dumneavoastră menționați, abordată din multe perspective. Medico-legale, psihologice, psihiatrice, criminologice, filozofice. Chestiunea este următoarea. El, Râmaru Ion, prin faptele care au fost probate și ele sunt nenumărate. Unele rămas în fază tentativă, altele sunt omoruri finalizate, altele sunt violuri cu moarte și așa mai departe, îmbracă ceea ce se numește complexitatea bioinstinctuală. Deci, discutăm de un individ, bărbat, fără capacitate de înfrânare, deci fără capacitate de autocontrol asupra acestei sexualități, care face parte din zona hedonistă a celor mai puternice patimi umane. Alături de alcool, alături de manifestări de tip violent, psihopatologia aceasta de tip agresiv, dar înaintea tuturor se impune psihopatologia sexuală. Deci, omul vine cu o zestre arhetipală care îl va ajuta să concureze în lupta de supraviețuire, ceea ce se observă și în mediul acesta animal. Dar, prin educație, prin civilizația cotidiană, a grupului, a străzii, a comunității, prin elemente de asimilare a juridicului, a componentei religioase, omul scizelează această agresivitate, omul în genere. Psihopații de tip sexual, cum
este fără îndoială și acest Marion, nu pot să-și cerbune din aceste pornii și abia așteaptă valorificarea prilejului. Rămân face parte din criminalii în serie răpitori. Ei realizează raptusul în sensul că surprind victimele, femei singure, la ore târzii din noapte și locuri mai puțin aglomerate, practic n-avem martori care să fi sesizat noaptea târziu vreunul din atacurile lui, aducându-le în imposibilitatea fizică și psihică de a se apăra, datorită aplicării de lovituri foarte puternice, cu corp tăietor despicător, care aduc femeile în stare de imposibilitate de a se apăra. În chinurile acestea agonice, spasmele agonice, mișcări necontrolate ale pierderii vieții, el realizează atunci și după care, atunci când speța este joasă, în zeații, fură, jefuiește că te mor ceasul de la mână, umbrelă, a fost găsit la el acasă ceas, a fost găsit la el umbrelă, a fost găsit la el un portofel, toate fiind cunoscute ca aparținând victimelor respectiv de către mediul apropiat. Pentru că și legat de această serie de crime, după câte am luat cunoștință ulterior, după cât s-a mediatizat în presă, în media de toate felurile, din perspectiva diverselor persoane, cum am zis în legătură cu cazul, s-a mai și legendat povestea. Eu însă, într-o altă intervenție, o să semnalez o chestiune care face din cazul normal pentru cercetător o mare piață de încercare. Să ajungem până acolo. Vă mulțumesc pentru prima intervenție, domnul Dumneavoastră, dumneavoastră. Da, într-adevăr, cazul pe care îl discutăm în această seară este un caz cu totul și cu totul deosebit. Mi-aduc aminte că eram un copil, anii 70-71, și exista, domn profesor, știți mult mai bine decât mine, o anumită secretomanie despre cazul ăsta, deși multă lume știa despre acest vampir din București, cum mi se spune la vremea respectivă. Vampir de ce? Pentru că, o să vedem noi când vom discuta despre infracțiunile pe care le săvârșea și de mod de operare, avea printre altele și obiceiul de a suge sângele victimelor. În ceea ce privește această multitudine de infracțiuni cu un grad de pericol social extrem, extrem de ridicat, este vorba despre patru infracțiuni de omor deosebit de grav. Am vorbit mereu în emisiuni despre omorul deosebit de grav, despre circumstanțele în care este săvârșită astfel de infracțiune. Gândiți-vă că Rămaru acționa cu obiecte extrem de contundente, cu ciocan, cu topor, cu rangă, cuțit și așa mai departe. Avea obiceiul de a mușca victimele, de a le suge sângele. Deci imaginați-vă cât sadism era în modul de operare a acestui infractor. Apoi, din câte mi-aduc aminte, au fost și 6 tentative de omor deosebit de grav. Au fost 5 violuri, au fost târhării, au fost furturi și așa mai departe. Deci o gamă extrem de variată de infracțiuni, dar infracțiuni săvârșite cu o violență ieșită din comun. V-am ascultat cu atenție, domnul profesor, și spuneați dumneavoastră că acest caz poate fi analizat și într-o perspectivă criminologică, psihologică, din perspectiva medicinei legale și chiar și filozofică. Și acum am să spun ceva legat de un articol care l-am scris mai de mult. Atunci când noi scriem cursurile astea ale noastre de drept procesual penal, știți foarte bine că undeva pe la lecția 1 sau lecția 2 vorbim despre legăturile dreptului procesual penal cu celelalte ramuri ale dreptului. Și începem noi cu dreptul penal, cu dreptul constituțional, cu dreptul civil, cu dreptul procesual civil, cu dreptul administrativ și undeva mai la urmă, în două, trei fraze, zicem că este o anumită legătură și între dreptul procesual penal și criminalistică, și criminologie, și psihologia judiciară. Nu. Eu vin și spun următorul lucru. Fără doar și poate că prima legătură indisolubilă care există între dreptul procesual penal este cea cu dreptul penal. Fără doar și poate. Dar imediat cred că ar trebui
discutată și mult mai profund analizată legătura dreptului procesual penal cu criminalistica, cu criminologia și cu psihologia judiciară, pentru că, într-adevăr, o să vedem în acest caz ce implicații extraordinare au avut în descoperirea acestui infractor criminalistica, spre exemplu. Deci cam astea sunt infracțiunile pe care le-a săvârșit vampirul din București. Vedeți, dumneavoastră, însă și trecutul lui este un trecut dubios. Copilăria lui este o copilărie foarte agitată. Tatălui, cum vom vedea dacă vom mai discuta, probabil într-o altă intervenție, vom vedea că aici, domnul profesor, chiar să campretează teoria aia lui Cesare Lombroso privind criminalii născuți. Pentru că și tatăl lui... Asta s-a aflat ulterior. Asta s-a aflat ulterior. Sigur, crimele săvârșite de tatăl lui prin 1946 și ulterior s-au descoperit că acesta ar fi fost autorul acelor crime. Deci Florea Râmaru, tatăl acestea. Deci copilăria aceasta foarte zbuciumată. Bătăile la care era supusă mama acestui copil, violențele la care erau supuși chiar și el, tatălui fiind un om extrem de violent. Apoi, în ceea ce privește modul de operare, vedeți dumneavoastră, el opera noaptea. Noaptea după lăsarea întunericului și asupra femeilor singure, care, mă rog, circulau la vremea respectivă pe stradă. Deci asta este de evidențiat. Modul ăsta de operare extrem, extrem de violent, acționa cu sadism, multitudinea asta de infracțiuni săvârșite cu o violență cruntă, ieșită din comun. Cred că, repet, chiar dacă există și teorii care sunt împotriva acestei idei a criminalului născut, aici se poate discuta despre o astfel de chestiune, pentru că el, după cum vom vedea, el nu a fost o persoană lipsită de discernământ, chiar dacă a încercat pe timpul procesului să invoce lipsa discernământului, s-a dovedit că el avea discernământ când comiterea sigură acestor fapte, da. Da, spuneați puțin mai devreme, vă rog. Datorită faptului că maestrul George Coca a deschis sertarul, da, mi-a ridicat minte la fileu, cum bine vă exprimați, dar vreau să vă destăinui câte ceva din opera celebrului criminalist român, Țulai Constantin. Și vom ajunge, prin argumentele din opera lui Țulai Constantin, la dicteu genetic de nediscutat în speța Râmaru. Aceasta era povestea pe care doream să o subliniez. Deci, prin 1946, în București, au loc, la intervale diferite mai mult, o lună, două, trei luni, niște omoruri care, din perspectiva noilor teorii profiling, păstrează un sumum de elemente repetabile și constante, însemnând în aceea că victimele sunt tinere slujnice în diverse case, femei de la țară, drăguțele, simpatice, care aveau cămăruțele prin subsoluri, subsolurile vilelor unde lucrau. De fiecare dată se constată o escaladă din exterior, de regulă cu forțarea ferestrelor ăstora mici care sunt la subsol, pătrunderea unui bărbat, deoarece au loc raporturile sexuale în jur, și jaf. Amărâtele acestei femei sunt jefuite de bani, de lucruri care puteau să atragă atenția unui tâlhar în locuință. Acestuia nu îi se dă de capăt, deci nu este prins în anii 1945-46, când apariere. Poliția acelor vremuri, vă dați seama, se spărgeau fronturi, se făceau păci, ne promiteau americanii că ne liberează de la ruși, nu știu mai, panorama
Vă dați seama în ce haos era țara aia. Rușii ne promiteau și ăștia că dacă le dăm cu 40 de ani toate grilele, toate bogățiile acestei țări, ne exploatează toată cărnicia, ne construie socialismul, la creau dezvoltat și comunism. Ce ați spus și cum știm în ce context. Deci, dincolo de această paranteză, poliția pune la zestrea pasivului 5 omoruri de asemenea victime cu caracteristicile respective și își pune problema cine ar fi. Îmi amintesc că la vremea respectivă Constantin Țurei, care era directorul de compartimentului de expertize dactiloscopice, a găsit maestri la 3 din aceste crime aceeași urmă digitală. Urmă digitală pe pervazul unei ferestre, pe tocul unei uși, pe niște fragmente de hârtie, în sfârșit, și-a găsit el urma. Urma aceasta, spune Țurea în memoriile sale, avea un caracter stelat, adică delta, care se formează pe dreapta sau pe stânga amprentei, era puțin striată, încât aducea cu o steluță. Era inconfundabil, deci, acest desen al amprentei. Prima concluzie pe care a putut el să o tragă atunci, că are același făptuitor în toate crimele respective. Dar cine este? S-a mai descoperit atunci, la escaladarea unui încăperi din asta, urme de vax, de cremă militară, dată pe bocan cimitarului, ieșit în permisie, iată. Bună era crema aia. Bună. Nu se mai găsești de acum. Nu mai găsești. Și mânjiturile acestor bocanci care forțaseră escaladarea, i-au atras atenția și cam atât. A tras concluzia că poate fi militar în termen, dintr-o unitate militară, care sâmbăta și duminica pleacă în permisii, acțețat bioinstinctual, pătrunde peste aceste lucruri. Și s-a terminat filmul. Vedeți, dumneavoastră, și telespectatorii ne ascultă. Când există, domne, pasiune pentru profesie, cum ziceam noi, că o faci din vocație, o faci în timpul liber, adui în realizarea dezideratelor profesionale toată experiența ta, te face ca Dumnezeu să-ți dea cartea norocoasă a vieții și să ai satisfacții supreme. De câte ori trecea pe la Institutul de Medicină Legală, domnul profesor Constantin Țurai se ducea pe la morți acolo. Și foarte puțini oameni știau, el le întorcea mâna morților. Da, ca să... accidente, spânzuraților, care erau pe acolo, junghiaților, le întorcea mâna, multă lume nu știa. El ce căuta? Căuta ca întâmplător să-l găsească pe ăla cu degetul și cu amprenta lui stelat. Este incredibil. Asta înseamnă pasiune extremă. Până în 1972, mi se pare, când, trecând pe acolo Țurai, îl vede un bătrân întins pe masă. Și trece în virtutea obișnuinței și întoarce palma. Și spune omul în memoriile lui, rămâne siderat, electrocutat. Ăsta era omul pe care îl căuta de atâta amar de vreme. Cine este acest om, întreabă? Păi să uită în fișe, e unul, Râmaru Florea, a căzut din tren. Din tren, da. A căzut omul din tren, s-a lovit, a vindat, a murit, l-am adus acelea mele. Și acum întrebăm noi cu toții și deja telespectatorii au anticipat cine-i Râmaru Florea. E tatăl lui Râmaru Ion. Păi ca să ai fapte aproape trase la Indigo. La Indigo, exact. Tot femei omorâte, tot pentru jaf, tot pentru viol, tot pentru cutare, de la o generație la alta. Ce exemple mai dorești, domnule cercetător științific, în biologie, în cutare? Sigur că lucrurile trebuie adâncite în această zonă. Ce face cromozom? Cum transmite el informația? Dacă există un cromozom al impulsivității, agresivității? În ce măsură genele de tip recesiv apar de la părinți la urmași?
cum se coagulează ele și cum direcționează făptuitorul către același gen de infracțiuni. Și nu sunt infracțiuni cu care te poți juca. Această poveste este tradusă științific în lucrarea Enigmele unei amprente, vorba de această amprentă, scrisă ca și literatură de memorii, domnule Siminescu și maestre, de către Constantin Țurea. O lectură care nu trebuie să existe în absență, care nu poate fi absentă, vreau să zic, din literatura profesională a procurorilor, judecătorilor, criminaliștilor, psihologilor, medicilor legii, studenților noștri de la facultăți, pentru că este vorba de istorie scrisă, demonstrată și probată. Cam asta era scurta intervenție. Da, o poveste cu adevărat uluitoare, fermecătoare, este ca să mai... Domnul profesor, din perspectiva asta, chiar vreau să vă întreb. Se poate vorbi despre un caz unic în analele de specialitate, în analele crime? Ați mai întâlnit un astfel de caz? Familiile criminale sunt frecvent amintite în literatura criminologică. În special americanii vorbesc de familiile criminale, le-am întâlnit și noi. Dar abordăm, maestre, termenul de criminal și criminalitate complex. Adică în familia respectivă măsa e prostituată, bărbatul ciorditor, panacotar pe linia lui 32, sigur că da, unul dintre copii a făcut un omor într-o încăierare, altul un jaf și alții practică jocuri de noroc. Înțelegeți? Deci familie criminale. De aceea și vorbim și de transmiterea modurilor de operare, educația în familie, acestor năzbutii. Dar această chestiune la Indigo, pe fapte foarte grave, și transmisă de la tată la fiu, e unică în lume. N-am mai citit niciunde și am citit și în viața mea. Cărți, zișoare așa, un camion, două de cărți, am citit. M-a preocupat povestea respectivă, am experiențele mele proprii cu criminali în serie, am scris și noi cărți de genul acesta. Chiar așa se numește. Chiar așa se și numește, da, cartea criminali în serie. Am avut discuții interesante cu criminologi americani pe profiling, cu criminologi englezi. Australienii sunt, se pare, foarte buni, n-am avut ocazia să mă întâlnesc cu astfel de specialiști, dar nimeni nu a avut această copy-paste comportamental pe criminalitate identică, atât de gravă. Identică, da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru intervenție și pentru povestea absolut. Poate că într-o altă emisiune, scuzați-mă, ar fi bine să discutăm și despre Femei ucigașe, cartea aia dumneavoastră pe care a scris-o. Este interesant profilul. Să dau un direct totul. Profil, n-am știut. Îmi cer scuze. Nu, vreau să... N-aveți domnul să știți, dar am să vă sătăm tot finalul emisiunii această surpriză pe care o fac domnului profesor. O aflați și dumneavoastră. Mai bine, dacă tăceam, filozofie le-am. Știți cum e vorba aia. Ok. Ideea este că această carte despre care... Tocmai ați vorbit. E bine, om bun, această carte intră în tipar foarte curând, va fi publicată de către editura Cubic și se va afla, sperăm, cât de curând, maxim un de zile pe rafturile librăriilor și de ce nu pe mesele dumneavoastră. Acesta era surpriza pentru finalul. Păi, hai să o mai lepim puțin în nișă, dacă mai... Iertați-mă, domnul profesor. Deci, domnul avocat, cartea s-a numit... Da. Am citit-o și este absolut. Cartea s-a numit Femei ucigașe. Da, eu asta o am. Așa, Femei ucigașe, v-am dat. Și am citit-o, da. Da. De unde a plecat cartea? De la chestia asta paradoxală, că o femeie... Nu poate să fie ucigașă. Sigur că, dar într-o concepție de om cu mintea în cap, femeia poartă viața... Trebuie să fie gingașă, trebuie să aibă alte... O protejează, da. O creează viața. Și totuși în activitatea noastră, cum bine știți, ne-am întâlnit cu femei ucigașe. Ei, cartea are portretistica necesară, la care ne referim, are analizele de caz și zăbovim mult pe profilul psihologic al acestor nefericite. Le-am dat domnul Emil Siminescu să o citească. Domnul Siminescu, era curios, dați-mi domnule cartea asta, vreau să citesc și criminali în serie, ziceți. Poftim cu mare drag. Fără să știu că ticluiește prin redacțiile dumnealui pe acolo, reeditare. Deci avem reeditarea lucrării Femei criminale
subtitlu Asasinele. Psihanaliza crimii, deci abordare psihologică și psihanalitică. Da, interesant, o să fie... Apropo de ceea ce spuneați cu femeile ucigașe, avem într-un top 10 cei mai cunoscuți, cei mai periculoși asasini din România, avem, conduce detașat, avem o femeie. I s-a spus la vremea respectivă, văduva neagră, nu? E vorba de Vera Renzi. E născută la noi, dar nenorocirile astea sunt pe teritoriul Austriei și Iugoslaviei. Da, e româncă. Româncă, da. Împăcată, pentru că niciunul nu ne dorim ca conaționalii ai noștri să comită astfel de fără de legi și să rămână într-un... E foarte interesantă, pentru că are ca mod de operare viclenia. Da. Bine, și în disputa portretistică a unui ucigaș, o să sesizăm că femeia nu atacă direct, nu premeditează ca și bărbatul, de regulă femeia ucide pe replică, pe replică, spontan. Dar e foarte interesant ce face ea după crimă. E o poveste întreagă după crimă. După crimă ne-l prezintă pe Gică Beat, care a căzut după casă, ne-l prezintă pe Gică Beat că a încurcat sticla de țuică cu aia de vitriol, că s-a împiedicat, că îl durea de mult pe el capul sau stomacul, etc., în așa fel încât încearcă în stângăcia ei să scape de urmărirea penală, de cercetare în fața locului, de incriminare. Și probele sunt totuși administrate atât în favoarea ei, cum ne obligă legea, dar și în incriminarea ei, în defavoarea ei și în sfârșit recunoaște faptele. Dar de regulă veți vedea că faptele lor sunt ca niște defulări, ușurări, aruncare de povară în ce privește realitatea violenței domestice, cum îi spunem noi, sau violența conjugală, fie maltratate, abuzate, violentate, alungate din casă, umilite. Și domnule, stau și mă gândesc ca psiholog, așa zic, că dacă ai avea o brumă de construcție și stimă de sine care să te împiedice de la comportamente criminale, tot distrugându-ți-o unul din ăsta, te animalizează și te aruncă în zona animalului unde pui mâna pe cuțit și îl termin. Vedeți, o chestiune foarte interesantă, ca ideea acum meditez asupra ei. Te dezumanizează, ți le-a un nenorocit din ăsta și pe Dumnezeu, și instrucția, și justiția, și toate, și exact cum îmi spunea el în anchetă, domnule, n-am mai văzut nimic în fața lui. Prea cu puțin pe mână, la mâșunia. Te transformă. Da. Fără doar și poate asupra acestor aspecte pe care tocmai le-ați reliefat, vom reveni, cine știe, poate în voi emisiune viitoare, vom consacra minutele, le vom aduca acestei povești, femeia ucigașă, văduva neagră. Asupra acestui top 10 vom reveni de asemenea la sfârșitul emisiunii, foarte pe scurt o să trecem pe listă. Până atunci să revenim puțin la rămânul de după povestea, deja cu ceea ce ne-ați istorisit puțin mai devreme, capătă dimensiuni fantastice. Și vă rog pe domnia voastră, domnule avocat, să încercați să ne vorbiți puțin despre sistemul sancționator pe care legea îl are la... De la vremea respectivă. La vremea respectivă, evident, și poate facem referiri și la ceea ce se întâmplă acum, deși nu mai avem parte de așa ceva. Păi toată lumea știe că pedeapsa a fost pedeapsa cu moarte. În anul 1971, pedeapsă cu moartea care era prevăzută la vremea respectivă. Mă rog, e și o poveste romanțată cum a avut loc această executare, care au fost ultimele cuvinte a lui Râmaru și așa mai departe. Maestre, de ce? Scuzați-mă, rog. Nu e nimic romanțat. Persoanele care vorbesc sunt cei care au asistat la execuția lui Râmaru. Vorba de medicul legist, comandantul penitenciarului, procurorul adjunct, dacă nu mă înșel la vremea respectivă, oameni în carneșoase. În momentul în care plutonul de execuție a intrat în zona de a răspunde comenzilor armații, etc. și executați, unul a țipat cu disperare că nu e vinovat și că vinovat este tatăl său.
Deci... Cu alte cuvinte, mă duce gândul că poate cândva s-au confesat unul altuia. Probabil. Și el a realizat probabil că are acest monstru genetic dus în spate sau că a învățat de la tatăl său conduitele respective și dorea atunci, în clipa aia supremă, în fața morții, să mai spună ceva. Da? Glonțul e mai repede ca toate, să știți. Ce mi-e scuze, se poate vorbi la un moment dat și despre, apropo de ceea ce mai vorbeați, un gen de lașitate, eu așa aș interpreta o de lașitate în fața morții. Tu, cel care ai ucis cu sânge, de ce? Atât de multe... În fața morții, fiecare om are... Vreau să scap de ea. Înțelegi? Da. Și omul cred că căuta o justificare cu care să impresioneze sau să lămurească. Ăla, comandantul de plutonare, vine, vă gândi, tatăl că te-a bine, era și târziu să mai lămurească el. În documentele respective, că fost răspunsul ăla. Foc, foc, l-am pușcat. În fond, ce mai era de făcut? Era de făcut următorul lucru, că dacă ar fi zăbovit anchetatorii, s-ar fi întors la Râmarul Florea care trăia la data când a fost executat. Executat, da. Și atunci se putea începe o urmărire penală vis-a-vis de faptele care erau adăpostite supraf din 4-6, oricum, și interesul științific. Da, asta numai dacă s-ar fi întâmplat pe timpul urmăririi penale și anchetei penale, că acum în fața plutonului de execuție, știți cum e, fiecare are o anumită atitudine, nu? Fața glonțului, ca să spunem așa. Ca și o concluzie așa și pentru mine, și pentru telespectatori. E dramatică această întâmplare contemporană cu noi. Da. E dramatică, e fabuloasă, poate fi. De-aia au și rezistat emisiunile acestea prin abordări medico-legale, din psihologie judiciară. Este inepuizabil cazul și eu am discutat cu profi străini din străinătate cu privire la transmiterea genetică și au rămas impresionați cu toți. Păi deja legenda lui Jack Spintecător e mic copil. E mic copil, aveți perfectă dreptate. Da. Din punct de vedere al curiozităților și interesului științific, sigur că ea suscită interes. Din punct de vedere al dramelor, am avut posibilitatea să discut și cu câteva din martorile supraviețuitoare, lovituri care au tarat persoanele respective, au rămas cu suferințe neurofizice, pentru că nenorocitul se uita la facultate, le lipsea mereu toporașul de la... Panou, de la PSI, domn profesor. Îl lua el cu abilitate nopțile, numai cu ploaie, numai cu ceață, cu grindină și așa mai departe, îl băga în sacoșa pe care am permanent, și ataca victimele din spate, de-aia vă spun că era un răpitor. Niciun fel de vorbește una dintre victimele care a scăpat. Dom'le, mi-am dat seama că sunt urmărită de cineva după cascada, cadența patilor. M-am întors, am văzut un tânăr care a încercat să mormăie ceva. Deci el era într-o fractură de comunicare uriașă. Vă dați cu ce forță interioară. El n-a fost capabil să vorbească vreodată cu vreo fată, să-i spună un lucru, să, da? Și a murmurit ceva, eu nu am acordat atenție, m-am făcut la pași și m-am trezit lovită cu toporul în cap. Se poate vorbi și de ură? Se poate vorbi de o acumulare, domnul Simeon, când nu poți vorbi. Când nu poți o tensiune cumplită. O tensiune cumplită interioară. Da. Da, pe care nu mai... Dar știți ce este foarte interesant în cazul ăsta? Pe lângă toate celelalte chestiuni pe care le-a spus domn profesor, chestiuni care sunt legate de psihologia judiciară, de criminalistică, de criminologie, chestiuni filozofice și mai departe, domnule, este pentru prima dată, da, când se creează, domnule profesor, acel portret robot. Da. Este pentru prima dată când se folosesc cunoștințele unui specialist antropolog. Știm că la locul faptei s-a găsit acel certificat medical pe numele criminalului, care a fost un mijloc de probă extrem de important pentru descoperirea lui, dar, repet, s-a folosit pentru prima dată această expertiză odontostomatologică în cazul lui Râmaru. Și ce a făcut acest antropolog Cantemir Lișcuța împreună cu profesorul Petre Firu? Ce aveau ei de făcut? Avea un mulaj dentar din care
baza era un dinte și jumătate. Și imaginați-vă că pe baza acestui mulaj dentar, pentru că spuneau dânsii atât pătrunsese în sânul uneia dintre victime mușcătura, dentiția lui Râmaru. Și atunci ceea ce este foarte interesant este că acești domni, profesori, s-au apucat de treabă și în urma acestei expertize, cum spune și cum am documentat eu, la un moment dat i-au lăsat practic cu gura căscată pe anchetator, pentru că au reușit să stabilească, și dați-mi voie să citesc, că acest criminal avea toți dinții frontali inferior și superior și nu purta proteză. Uzura dinților este de gradul 2, ceea ce corespunde unui subiect cu vârstă cuprinsă, atenție pentru portretul robot, între 26 și 35 de ani. Prezintă o anomalie dentară. Și în sfârșit, pe baza acestor informații, pe baza acestor studii și cercetări, raportul Riscuța Firu conține foarte multe date concrete. Și anume, ne spune că ăsta are o statură medie între 1,72 și 1,75, are capul rotund, are ceafa turtită, fața înaltă, bărbie proeminentă în formă de galoș, ochii negri, nas coroiat, dar cu posibilități de a fi și potrivit cu nări late, urechi înalte, lob mari, păr negru, pilozitate accentuată. Iată că reușesc aceștia să realizeze acest portret robot. Și pe baza portretului robot și acelui certificat medico-legal, care, repet, a fost găsit, mă rog, în noroi, dacă nu mă înșel, în cazul unei infracțiuni, este identificat Râmaru, atunci când este recunoscut din grup. Dar mai este de profesorul Iscuția, vestit și personalitate fabuloasă în antropologia criminală și de șeful clinic de stomatologie de pe Plevnei, profesorul Firu. Da. Este extraordinar că putem să ilustrăm și foarte bine faceți ceea ce înseamnă transferul interdisciplinarității din profesiile lor către criminalitate. Dar e și mâna lui Dumnezeu. Păi fără Dumnezeu, da, n-avem, stimați respectatori, știți mai bine ca mine. Păi iată despre ce e vorba. La o ghenă de gunoi, în care a fost finalizat unul dintre violuri, și numai cine nu știe ce e ghena de gunoi, ar putea să fie un naiv, este găsită printre hârtii, printre ambalaje, printre cotoare de măr, printre pungi, printre gunoi, găsită o rețetă. O rețetă. Printre atâtea, o banală rețetă, da, de jumătate șteansă de ploaie. Da. Înțelegi? O ia un alt celebru criminalist român, profesorul Constantin Reion, de la Institutul de Criminalistică, un om deosebit, polițiștii care ne ascultă îl cunosc. Așa? Și o pune alături de alte documente la uscat în laboratoarele de la Institutul de Criminalistică. Și într-una din zile, când vine să-și verifice stadiul probelor, o ia pe asta prima. Și vede Policlinica Studențească. Maru On, Maru On, Maru i-au șterse, On, și 3-4 litere încă se mai păstrau din seria rețetei și restul iar la fel le-au șterse. Imediat au intrat cu ultravioletele, cu spectrometrele, da, cu cele trebuie lor, cu tehnicile lor de la grafică pe acolo, nu cea mai era acolo, trebuiau oamenii vii, nu urmele lor, și se identifică Râmaru Ion, rețetă pe care i-a dat-o medicul de la Spitalul Studențesc, cu seria respectivă, și devine de acum interesant, pentru că rețeta era din partea compartimentului psihiatrie. Deci iată un individ care ar putea să aibă legătură cu modul de operare, cu modul, da, de operare și așa mai departe. Și așa s-a ajuns la Râmaru direct, persoană individualizată, obiectivată, căminul studențesc, etc., etc. Și pe urmă băieții de la Poliția de Investigație au lucrat în jurul lui, au cules informațiile, etc., etc. Eu vă mulțumesc foarte mult. Intenționam, am spus-o și la începutul emisiunii, să facem referire și la un alt caz cunoscut în anualele criminalistice din România,
Dă cazul taximetristului Groazăi, nu domnule? Da, sunt unul din cei care au fost supraveniți taximetristul Groazăi. Este vorba de Pascu Nicolae. Din păcate, nu ne mai permite timpul acest caz. Îl vom aduce în discuție, pentru că și el este un caz extrem de interesant. Îl vom aduce așadar în discuție într-o altă emisiune. Înainte de a ne lua rămas bun de la tine, om bun, am deosebită plăcere. Domnul avocat, dacă tot ați început emisiunea prin a prezenta, a vorbit despre cartea domnului profesor Butoi, despre care, repet, veți auzit de curând și o veți putea răscoli direct de pe rafturile bibliotecilor și ale librăriilor. Asasinele Sihanouk Zakimei. Faceți-mi plăcerea de a prezenta două din cărțile domnului avocat, distinsul conferențial universitar, prieten apropiat al familiei, al emisiunii Zoologia Chimei, colaborator de nădejde al emisiunii, omul fără de care, alături de domnia sa, domnul profesor Butoi, această emisiune nu ar fi posibil. Este vorba de una din cele trei cărți pe care le-am aici, Gânduri tăpite, o carte simpatică, n-am apucat să o răspăiesc, dar sunt convins că spune multă despre personalitatea domnului Coca George, o personalitate care ne-a încântat de atâtea ori în emisiunile noastre. Aceasta este așadar prima carte a distinsului domnului George Coca. Iată o a doua carte, Gânduri răsăță, semnată tot de domnia sa. De asemenea, o carte simpatică pare, nici pe aceasta nu am putea să o răspăiesc, dar sunt convins că o voi face cât de curând. Și iată o a treia carte, de data aceasta, o carte mai apropiată de profesia domnului sale. O carte care face referire directă la ceea ce înseamnă profesia de avocat. De asemenea, intuiesc că este o carte extrem de interesantă și benefică pentru cel care vrea să urmeze o astfel de carieră. Acesta fiind zis, apropo de cărțile distinsului conferenței de universitar, colegul și prietenul nostru, George Coca, fără doar și poate, cât de curând vom vorbi în emisiunea noastră și vom prezenta și cărțile distinsului profesor Butoi. Om bun, îți aduc aminte de faptul că foarte curând emisiunea Psihologia Climei, accesarea linkului care duce la vizionarea, care permite vizionarea acestei emisiuni, foarte curând accesarea aceasta, spuneam, va costa un euro. Am dat explicațiile la vremea respectivă, este a treia oară când vorbim în emisiuni. Ne vedem, într-un fel sau altul, obligați să apelăm la această formă, pentru că există costuri de producție pe care trebuie să le acoperim. Sunt convins că toți cei care ne iubiți, toți cei care sunteți adevărații noștri fani, împătiniții noștri fani, pentru că sunteți deja mii pe pagina oficială de Facebook și vă mulțumim foarte mult pentru asta. Le mulțumesc de asemenea celor care intră din ce în ce mai des, fac acest lucru, intră în contact cu noi, atât pe site-ul oficial contactinus.ro, cât și pe pagina oficială de Facebook Psihologia Chimei. Cu acesta, fiind spuse, până săptămâna viitoare, sâmbătă la orele 22, om bun, oriunde te-ai afla, te vei câte. We'll be right back.